buricul se apasă cu degetul ușor. El trebuie să rămână moale în interior, după care pielea în jurul lui se trage. Da, da, poftim. Nu te mai încorda, Sofie. Și se lipește cu cutele în interior. Buricul se presează atent cu degetul. El trebuie să rămână moale. Se introduce în interior. Apoi pielea rămâne deasupra. Da, Sofie, nu doare, nu doare. Doar că nu-i place. Ușor, dar cu puțină dexteritate. Hai, lipește-l.